Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou videoclip de Star Sand. Pentru cine n-a văzut live-ul, am făcut un progres imens. Am și descoperit o oază foarte șmecheră. Am descoperit și un artefact pe care vreau să vi-l arăt imediat. Și de asemenea cămile. Am și făcut șa pentru cămilă, scăunel de ăsta cu acoperiș. Ce să mai, ca un faraon o să mergem pe cămilele ăștia. Dar vreau să vă arăt încă de la bun început ce am descoperit eu aici într-o ruină. Un artefact care începe să ne arate câte puțin din poveste și vreau să vă arăt și vouă. Pentru cei care n-ați fost colați, bineînțeles. Ia uite. It never started. It was always there. A menace from below, as old as our desert. Here, thirst and hunger drive all creatures. But them, they crave blood and flesh. We learned to coexist, fighting. Uite cu cine. We fought for Melania. They would never stop. They needed us to feed. And the more they fed, the more their number would grow, endangering the very existence of our kind. Deci, după cum ați văzut, dragilor, avem deja o mică povestire despre de unde vin aceste măgăoi, acești extraterestri, așa. Și este interesant că am găsit acest artefact, mie mi s-a părut super mișto și începem să avansăm în poveste, deja încep să contureze niște lucruri. Eram curios, ce naibii este această piatră în mijlocul acestui lac? A, e un fel de ceas. Eu așa le spun pietrelor astea verzi, știi, și de data trecută pentru cine s-a uitat, că mie mi se pare că parcă ar asemna cu un ceas. Uite, fii atent că am găsit clay deposit. Noi n-avem clay acasă și din clay mi se pare că putem să facem... nu pot să fac din... Nu pot să sparg? Ba da, mamă, deci s-auzea ciudat și credeam că nu se poate sparge. Perfect, am luat clay-ul. Oare dacă am mai găsit puțin clay ar fi mirobolant? Înainte să plecăm, dorința mea era să găsim un desert fruit, că știți că din aia ne putem face crema aceea antisolară și nu ne mai prăjim. Bine, acum este și dimineață, ce-i drept, sunt doar 20 de, nu, de fapt 20 de grade sunt sub apă. Haide mă, lasă-mă să ies. Ce ai o broască, nu mă interesează. Vreau să văd dacă mai găsesc clay pe undeva. Era interesant de văzut. Știți că noi, de pe live, cine a fost pe live, noi căutam foarte mult o cămilă pentru a putea să ne facem acele bagaje pentru cămilă. Vi le arăt imediat despre ce e vorba, că mergem la crafting. Este vorba despre aceste bagaje și ne trebuiesc 5 cloud și funie. Dar n-avem la noi 5 cloud, așa că va trebui să ajungem acasă. Pentru a ajunge acasă, nu știu ce tot dau escape, aș vrea să fac repede, ăștia avem și, ok, bun, aș vrea să pun una de asta ca să-mi dau seama de unde am venit. Din câte mi-aduc eu aminte de pe live, nu mai mi-aduc aminte de unde am venit. Din câte mi-aduc eu aminte de pe live, nu prea mi-aduc aminte de unde am venit, ăsta este stone. Eu tot caut acel desert fruit pe care nu-l găsesc, așa că nu o să stăm prea mult aici, că nu vrem să ne plictisim. Și o să punem frumos o săgețică în direcția aia, tat. Deci, asta zice că ne ducem așa. Deci, dacă o punem mai așa, ia să vedem, îi dăm Y și îi dăm să se construiască din nou rapidos. Da? Ar trebui în direcția aia să mergem către casă. Imediat o să trească să ne apară săgeata. Deci asta este total cum nu trebuie. Ok. Asta înseamnă că o să trebuiască să mergem între. Adică, deci aici n-a fost bine, aici n-a fost bine. Fix ăsta ar trebui să fie path-ul. Da, ish, da, ish. Bun, hai să-i dăm așa. Noi am luat două cămiluțe aici, fiți atenți aici. Îi dăm E și îi dăm follow.
Îi zicem să follow me. Meanwhile, înainte să plecăm să mai facem un craft, putem să facem desert palm. Deci noi avem în inventoriu și nu am văzut desert fructul? Da, îl aveam. Perfect, ne dăm cu desert palm, care este un fel de soluție antisoare pentru ca să nu ne mai ardem. Cu oricum o să ne pălească rău de tot soarele probabil în cap. Este absolut sublim și o să-i dăm consum imediat. Ăsta este, îi dăm și consum. Gata, vedeți aici în dreapta jos undeva pe acolo prin colț că este soarele tăiat. Și hai să îi dăm raid ăștia. Și cred că... Uliu, da, de cu spatele, tată. E așa că e. Să o bag în ambreiaj. Bun. Merge și asta, e alaltă după mine. Dacă merge de bine, dacă nu, nu. Deci am zis că în direcția asta este... deja avem și asta. Dar noi plecarăm fără apă, mă. Așa deștept suntem, stați așa puțin că ne întoarcem. A, uite, mă, și pe asta cum zburdă pe lângă noi. Stați puțin că nu putem să plecăm fără să bem nițica apă, că altfel noi cum stăm cu totul, cu asta și cu asta. Ia uite și cât de prost stăm. Dați-vă așa puțin că dacă plecăm fără apă suntem morți. Dăm aici refilul, să bem și apa, dă-i cu apa. Bea, tată, bea. Așa, bun. Și la banane, ce e ăsta? Leather, ăsta e leather, clay. Mamă, și nu avem carnea. Hai să mâncăm. Așa, 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 așa. Chiar dacă... Aoleu, dar nu trebuia să mâncăm bananele, că bananele le dăm lor. Dar oare coconatii, nu, ele nu mănâncă? Coconat sigur am și la mine acasă. Poate mai trecem, am văzut că este o oază. Dacă mergem în direcția asta, cum am zis, s-ar putea să mai fie o oază. Așa, revenim la tine, da? Nu, nu vreau raid, scuză-mă pe mine. Eu vreau ca tu să-mi dai follow mie. Eu coloresc pasta, că mi-am pus de asta antisolar, da? Așa, și stai să mă uit. Deci nu încolo, nu încolo, cam în direcția asta ar trebui să mergem, nu? Bun. E foarte mișto că avem un sprint destul de mare la cămin. Vedeți cum mergem? Ne ia radar, o, bine că nu sunt radare pe aici prin deșert. Și inclusiv anduranța cămile, uitați-vă câta linia verde o am, deci aia pe care o vedeți voi deasupra uneltelor, asupra bării de unelte, aia verde care scade așa spre stânga, ei bine, aia e anduranța cămilei. Mai țineți minte shift-ul nostru, anduranța noastră cât de slabă era, mititică și se ducea și repede, e, asta e mare și merge și se duce și greu. Ce-și mai dorești? Bun, haideți ca să nu vă plictisesc pe aici prin deșert, deși avem o viteză de ne flutere urechile, ochii, ne flutere ochii în spate. Revenim imediat cum ajungem la prima oază, poate găsim niște bănănuțe pe acolo. Și am ajuns deja, n-a durat, nu credeți, m-am pus pauză și mai am mers doi pași și asta a fost. Bun, aici avem o groază de animale pe care le putem vâna. Aoleo, și eu pot să mă duc cu asta după ele? Păi sunteți moarte, tată. Ulu, de ce n-ai... Voi vedeți cum se duc săgețile? Deci trebuie să ne dăm jos, cred că, de pe... Mă, ce se duc săgețile ăștia așa? Bă, voi vedeți cum se duc săgețile? E... Nu înțeleg ce se întâmplă. Se duc săgețile, foarte ciudat. Oare fie o eroare? Nu se duc drept. Ia. Așa, mă, tata. Uite-te cum se duc. Poate e animația așa de așa natură, mă. Nu, mă, uite, se duc și în reluare, așa. Nu știu ce s-a întâmplat. Ia să vedem dacă asta se duce bine. Stai că așa și-au revenit. Așa și-au revenit, dacă vedeți. Da, eu de ce le urmăresc eu pe ăștia ca să pierd timp aici pe videoclip? Bă, n-am văzut așa ceva. Hai că de ăștia mai vedem noi, mai urmărim. Eu voiam să văd dacă sunt banane pe aici, pentru că vom avea nevoie de fructe pentru a le da cămilelor. Clar că acele fructe cumva trebuie să le și creștem. Deci automat, probabil în fața casei va trebui să punem niște poturi acelea unde creștem lucruri. Că tot ești lângă mine, e și păcat. Ia, loot. Aia zic. Aia zic, mai dai puțin de asta. Așa, hai să vedem. Ia, ia uite banane. Banana, banana. Hai să vedem alte fructe mai avem pe aici. Banana, așa și ăștia. Ia uite aici câte banane am luat de aici. Bun, perfect. Haide bă că sunteți imposibile. Veniți voi acum. Ah, da, de când le-am arătat asta și au și plecat, ați văzut? O speria repede. Bun.
Mai avem ceva fructe pe aici, ăsta este turnulețul nostru făcut de data trecută. Deja cam știu pe unde suntem, noi suntem aici și trebuie să ajungem aici. Asta este casa noastră, trebuie să vedem mai exact cum îmi pun săgeata. Imediat o să mi-o pun, dar vreau să văd mai exact dacă mai am ceva. Aici am lăsat ceva cărniță? Nu, că normal că n-am lăsat pe cum să las o cărniță. Bun, hai să vedem, în direcția asta, e bine? Mergem în sus, în direcția asta, tat. N-avem ce să facem aici. Să o craftăm înapoi. Deci, în direcția asta era așa, nu? Deci trebuie, cum? A, fix aici unde am venit noi? Aici? O fi direcția? Nu, aici ne ducem în partea stângă. Bă, mă, lași. Deci, oare găsim vreo busolă, mă, sau ceva care să ne ajute? Deci asta e direcția stângă. Aia nu era bine. Asta o fi? Mai așa, puțin mai acana, fiți atenți. Vreau, vă dați seama că este imperativ necesar, nu mai avem bețe, super. Bețe, alo, bețe pe aici, ce aveți bețe? Ca să nu mai stau să tai iuca. Ah, stați așa că iuca chiar avem nevoie. Dacă tot a crescut și s-a regenerat, de ce nu să o luăm repede? Ia de cu stemul și cu bețele, că avem nevoie. Stemul o să ne dea, așa, bun. Mai avem iuca pe aici? Iuca? Iuca, da. Ne dă stem ca să putem să facem direct funie. Și e bine să o luăm că se regenerează și dacă mai ajungem pe aici prin această oază, cu siguranță o să le putem refolosi, pentru că ele se regenerează, cresc plantele. Din câte știu, cred că 3 zile, 3 zile aici în joc durează să le faci. Așa, bun. Revenind la faptul că voiam să facem o săgeată și ziceam că ar trebui să fie în direcția asta. Deci aici nu era, aici nu era, aici, așa. Aici e prea jos. Băi, mă lași. Băi, mă lași, măi. Dacă știți voi de o metodă mult mai bună pentru a ne orienta în deșert, eu vă aștept cu mare drag la comentarii. Sunt mai mult decât cam așa. Deci cam încolo trebuie să mergem, mă. Hai, hai, lasă, hai să luăm funia. Hai să ne luăm ăștia cămiluțele. Au obosit. Ia, stai să mai bem puțin apă. Nu mai mâncăm, că stăm bine cu mâncarea. Dacă ei ne facem ceva friptură acolo. Ia stați așa puțin, că asta e prea aproape ca să nu o iau. E importantă pielea asta de pe ea, că ne facem chestii cu pielea aia acasă. Bun. Uite, aia plecat. Stai, doamna, aici ca să îți dau, să-mi zici să-ți dau follow. Uite ăla, nu vreau să ne bătem cu el. Follow me. Follow, follow me. Follow, follow me. Așa, și pe asta direct R. Așa, și hai să ne întoarcem ca să ne orientăm. Și spuneam că noi fiind aici, cam fix încolo trebuie să mergem. O să mergem pe dâmpul ăsta și bineînțeles că nu o să stau să vă plictisesc efectiv cu drumul până acasă. Dar vreau să văd dacă se vede de aici sau nu ceva. Hai că se vede un mare nimic, așa că imediat cum ajungem acasă, revenim imediat. Fraților, am dat din nou start la rec. Adică, am luat pauza, ca zic așa. Uite ce vine. Uitați puțin ce vine. O să-mi fac repede un băț. Până să vină asta pe mine. Și să văd dacă în direcția asta mă duc bine. Nu mă duc bine. Aoleu, sunt undeva jos. Trebuie să mă duc stânga încolo. Ăsta e după mine? Aoleu, ce face asta? Stai că asta nu mai veni după noi și dacă o pierdem aici, praful să alege de ea. Uitați ce vine, mâncava-și gurița voastră. Hai, tată, hai după noi. Vii? Hai, nu mai vine, mă. Vino, mă, după noi. Mă, asta obosi. Uitați-vă cum vine furtuna aia de nisip. Hai încoace. Mă, nu mai vine aia și vine furtuna de nisip după noi. Ce ai, mă, doamnă? Băi, o fi foame, mă. Ia stați, mă, dă-mă încoace. Bă, vă e foame, mă? Give food.
Give food. Camel is feed. Nu coace la mine Golf 4. Follow me. Follow me. Can you follow me? Bun. Hai pe Fiat 500. Încolo am zis să încă mergem, nu? Vine mă după noi, vine, hai că vine Golf 4 după noi. Vând Golf 4, de fapt era aia. Și în continuare vine furtuna aia de nisip spre noi. Aia cred că e casa noastră. A? Doamne ajută. Mamă, cum vine furtuna de nisip în cavașgurița voastră. S-a dus. A, cât noroc. Cât noroc am avut că s-a dus fix până, s-a disipat până să vină la noi. Ia. Mor de sete, stați așa puțin. Ia o dușcă. Hai tată că trebuie să prăjim carne, trebuie să facem lucruri. Bă, asta o fi baza noastră, asta cred că e, fraților. Asta e, vine și Fiat-ul după ăsta, vând Golf 4 după noi. Vine ăla cu vând Golf 4 după noi. Dar ei... Am ajuns la bază cu două cămile. Suntem șmecheri, suntem. Sper să fie baza corectă. Este baza corectă. Ia uite aici Strikerul Vrăjitorelu. Casa lui Strikerul Vrăjitorelu de pe Star Sand. Cine nu știe despre cine e vorba, atunci vă aștept pe live-uri cu Hogwarts Legacy. O să vă placă. Bun, am ajuns aici acasă. Finally. Primul lucru pe care îl facem este safe. Unde e ailaltă? Aici, bun tat, bun. Aici. Ce asta? True. Aici pot să pun. Așa. Să mănânce cămilele. Vino încoace, să-ți are ceva frumos. Vino încoace. Poate tu nu vezi. Nu încoace. Ia uite ce zice de Strikerul aici. Ce am bă de respira așa greu? Eu n-am mâncare. Așa avea mâncare pe aici. Nu pot să-mi recuperez. Ia să vedem. Ce asta aici? Mâncare. Ăsta e, dă-mi coace. Bun. Am mâncat ceva aici. Aici nu avem de mâncare. Trebuie să facem repede focul și să punem aici de mâncare, dar nu am lemne, cred. Ah, mâncare aveam pus aici. Uitați-vă câtă mâncare am, dar nu am lemne. Mie ce-mi trebuie aici, îmi trebuie niște cărbuni. Aia o să-mi trebuiască mie. Ce n-ai să dăm jos? Trebuie să dăm jos cu unul să punem pe foc, că nu se poate. Dar nu avem deloc mâncare, trebuie să ne facem mâncare. Și vreau să văd dacă avem cloturile respective. Dacă nu, ne facem clout. A, uite, asta era date tree de la. Uite că au căzut aici fructele ăștia. Bun. Și ăștia se pot mânca și în timp ce le mănânci, v-am spus că există șansa să se genereze niște seeds-uri. Bă, dar nu înțeleg de ce suntem așa de obosiți, ce se întâmplă? Cred că trebuie să dorm sau ceva, nu-mi dau seama. Cu mâncare oricum stau foarte prost, măcar cu apa să mă fac full. Și aici tot ce am luat, unde sunt? Așa, 6. Ia tată și fă aici. Bun. Hai să vedem. Avem cloud, că nu m-am uitat, m-am uitat după mâncare data trecută. Ce ăsta? Ăsta e clay-ul? Deci cred că putem să facem acum dete, așa că cred că se poate face cuptorul. Da, mâncava-ș gurița voastră. Yes! Facem cuptor, ne facem unelte de fier acum și este altceva, domne. Asta e, am dat drumul la cuptor să-l facem. Aici avem fructe, mai avem fructe, ceea ce e bine. Puțină piatră pe aici. Și aici ar trebui să avem lemn. Hai să punem tot ce am adunat de lemn. What is this? Asta cred că e iron sau ceva. Un clout mai avem. Avem doar două clouturi, dar eu sunt de părere că știm să facem clout.
aici la lume, nu? Și cum facem? Cred că trebuie să ne... din raw hemp. Și ne trebuie 4 raw hemp. Iar noi n-avem niciun raw hemp. Deci ăsta era raw hemp și mai avem doar 2. Avem doar 2 clouturi. Este trist. Ăsta îl luăm ca să-l punem pe foc. Iar ăsta ce e? Clay? Clay ore. Și ăsta e clay brick. Păi și cum facem? Doar 2 clay ore avem? Cam luam multe. Eu așa știu. Sau s-au făcut ele în brică. Că totuși sunt 18. Nu știu. Hai să punem momentan. Să nu ne cărăm cu ele aici. Că ne cărăm degeaba. Așa. Avem la leather 40 de leather și încă una aici în plus. Hai să vedem cum stăm cu mâncarea. Mă, trebuie să ne facem full. Nu știu. Cred că de-aia răsuflă așa greu. Nu-mi dau seama de ce răsuflă așa greu. Abia se făcu una. Hai că se face și a doua. Măcar din așa a doua poate ne facem full. Așa. Hai să plecăm de aici, că după ce că e soare afară și murim. Ia. Aie. Hai să ne răcorim puțin. Aie. Uite că parcă văd că începe să ne crească starea noastră, să ne scadă starea noastră de oboseală. Gata, suntem gata. Nu mai răsuflăm obosiți. Bun. Și acum unde punem ăsta? Eu zic să-l punem aici așa. Bam. Iar aici input fuel. Aoleo, deci dacă nu o să facem rost de... Deci eu nu știu cum ne descurcăm. Dacă nu facem rost de... unde era iron-ul ăla? Iron. Asta o fi fost? Și ăsta ce sunt? Așa sunt... Și ăsta ce e? Crude knife. Nu știu ce facem cu el. Dar... hai să vedem. Deci punem fuel-ul. Și punem input-ul. 5 iron. Poate facem ceva cu iron-ul ăsta. Ia uite mă cum... Cum producem aici. Bă da, mie mi se pare... Nu știu, vouă cum vi se pare carnea că se face în jocul ăsta. Mie mi se pare că consumă mult, mult prea mult. Mult prea mult lemn. Și se face foarte greu. Mi se pare că se face foarte greu carne. Nu știu, scrieți și voi în comentarii ce părere aveți. Dar am reușit să facem ce ne-am propus în acest videoclip. Ne-am adus cămilele acasă. Va trebui să mai facem cloth. Pentru că nu avem suficient pentru a ne face bagajele pentru cămile. Ca să cărăm mai mult data viitoare când explorăm. Dar cu siguranță o să mai fac progres și o să revin cu mai multe resurse. Probabil mai mult cloth, sper eu. Hai să o aducem și pasta aici. Bă, tu știi că noi avem ceva pus pentru tine să mănânci? Ia vină cu asta, arătă-ți. Nu coace că ți arată striker vrăjitorelul. Îți arată striker vrăjitorelul dacă ți-i foame. Ia-te unde te dus, săi, na. Bun, cam asta a fost. Mai dăm încă un save aici ca să fim siguri. Mai dăm și încă un save aici ca să fim singuri. Salvare de los sfinții. Cam asta a fost cu acest videoclip. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră. Nu uitați, pe strikeru.ro găsiți mai repede videoclipurile pentru programare, pentru cei care vor să învețe. Și de asemenea, dacă vreți să vedeți temele, le găsiți pe canalul meu de YouTube, dacă vă luați gradul de membru corespunzător. Până una alta, vă aștept pe live-uri, pentru că facem live-uri destul de dese și acum jucăm Hogwarts Legacy și să vedeți cât de interesant este chiar pe placă de 4090, merge totul sublim și bineînțeles se vede gorgeous, iar jocul este foarte interesant. Mamă, dacă este la multiplayer o să fie super mișto. Cam asta a fost, eu v-am lăsat, pace și bine toată lumea, o evoluție exponențială zilnică vă doresc și vă pupăcesc pe toți. Muah!